Bun găsit! Astăzi vreau să facem o scurtă recapitulare a situației silviculturii de la noi, pentru că e important să înțelegem care e baza de la care trebuie să plecăm în găsirea unei soluții care deocamdată încă întârzie. Dacă ne gândim la ce se întâmpla la începutul secolului trecut, la 1900 România avea 18 milioane de hectare de pădure, v-am mai spus cifrele astea, 75% din suprafața țării era împădurită, da? în 1989 mai aveam 7 milioane de hectare, iar în 2016, la finalul anului trecut, aveam deja 1 milion de hectare mai puțin decât în 89. Este un minus de 68% față de începutul secolului 20. Da? Doar 25% din suprafața României mai e astăzi acoperită de păduri, în timp ce media în Uniunea Europeană e mult mai mare, este la 34%. Bun, deci dacă ne uităm în medie, cam cât pierde România? Vedem că pierderile sunt de până la 3 hectare pe oră. Au fost astfel de vârfuri, documentate și calculate matematic. Gradul de replantare este de sub 25%. Asta nu înseamnă exploatare sustenabilă, da? Și dacă tot pierzi un milion de hectare și pierzi miliarde, foarte multe din tăieri ilegale, măcar trebuie să te asiguri să le pui înapoi, replantând, da? reîmpădurind. Și aici responsabilitatea trebuie împărțită, pentru că cred că de aici trebuie plecată toată discuția care ar trebui să urmeze în perioada următoare, pentru că problema, cum vă spuneam, nu e rezolvată. Sunt ministerele care au vorbit prea des despre o exagerare a mass media. Nu e o exagerare a mass media, este o problemă reală, iar ministerele, ca organ de control, trebuie să se implice prin absolut toate mijloacele pe care le au. Nu putem să ne uităm doar la industrie sau doar la retailer, trebuie să avem și noi grijă și să ne asigurăm că dacă e să consumăm lemn, o facem din surse uh, sustenabile. Da? Rempădurile trebuie urmărite și există surse europene, fonduri europene pentru așa ceva. Trebuie doar să vrem. Deci problema poate fi controlată, nu ne fură nimeni, ne furăm noi pe noi înșine dacă nu avem grijă, suntem singurii vinovați dacă nu rezolvăm problema.